Face. V-A. V-A. Ce? 45. 45 am vorbit, pe de vreme, da? În triunghi, zice. Redactăm. Cine vorbește? În triunghiul care? În triunghiul vacă. Da. Asta bine. Triunghiul. V-A. Dacă de 4 radical din 2. A ce e 4 radical din 2? Dar am demonstrat, adică avem că A de I pe numărat de ce, nu? Am arătat asta. Da, da, și da, V A pe numărat pe lui. Pe lui. Și răzut măsura unghiului V A, că e 4, 5. Nu va da. A, V, G. A, V, G, da. Te vă pune la mine. A, V, G, da. Cu 90 grade mai bine. Din cauza că V, A, G, V, G, V, G, V, G, V, G, V, G, V, G, mai adăugăm de desubt. V, A, egal cu V, G, și egal cu V, G. Așa, important, V, A, egal cu V, G, egal cu V, G, adică este sos cel mai înțelat. Calculat în măsură 2. Rezultă de aici că măsura unghiului V, G, A, C, egal cu 45 de grade. Era o problemă. Vedeți, când redactați, voi insist pe chestia asta. Sigur, puteam spune 45. Dar profesorul nu se uită la asta. E un rezultat. Rezultat copii. Sigur că da. Și el trebuie să vadă cum ai gândit tu. Și atunci am zis așa. În triunghiul de AC. Eu am nevoie de măsura unghiului V, la A cu AC. E clar că unghiul de aici este dirijat. Ce știu în triunghiul ăsta? De la punctul A am arătat că V, A, de primul de V, C, chiar pot să spun, dar nici cu A. Dovedit. Asta înseamnă că măsura unghiului acela este de 90 de grade. Traduc ce înseamnă, dar pe de clar. Din face de desubt adaug cu V egal cu C egal cu 4, adică triunghiul este isoscel. De unde știu asta? Din ipoteză. E adaugul lui. Mi-a dat tot. Și atunci am toate elementele și îl vezi foarte bine convertit. Triunghiul este isoscel, în chestia asta. Ăla din 90 urmă și ăla din 9 din 45. Deci, redactarea atenției multe. Poți să ai soluția, dacă nu o redactezi corect, nu ai nicio șansă să îi comunici ceea ce vrei tu. Deci de aceea suntem foarte, foarte atenți la redactare. Tema determinată, facem algebra. Hai să facem algebra. Dar nu facem geometrie. Da, la geometrie ar fi bine, mai rog. Am spus că facem o geometrie. Am două. Da. Cu sinteza. Facem sinteza aici, ca să mă oprim. Bravo, Zuțu! Ce-a făcut datoria? Poi. Să ștergem ca să scriu așa. La geometrie. Ce anume am făcut aici? Unde a două drepte față? Așa, asta a fost esențial, da? Unde? Două drepte în spațiu. În spațiu. Care a fost prima problemă? Cu paralelepipedul dreptunghic. Paralelepipedul dreptunghic, acolo... A, să vedem. Paralelepipedul dreptunghic. Piramida.
în amândouă am fost folosit mai piramidă, nu? Da, piramidă, iar drepturi perpendiculare și pe aceea mai avut triunghiul de lateral, triunghiul isoscel. Piramidă, da, piramidă, triunghi. Triunghi is lateral. Isoscel. Și licinismul de trei regulă? Reciproca. Teoria regulară? Da, reciproca. Reciproca. Așa, ai pus întrebarea, ce e un tetraedru regulat? Ce, dacă vii tu? Tetraedru e baza cu baza triunghiului echilateral. Da, tetraedru regulat înseamnă tetra patru fețe, oricum n-am întoarce, tot o piramidă regulată va fi. Deci toate fețe sunt triunghiuri echilaterale. Da? Deci cum este echilaterale. Tetraedru regulat. Tetraedru regulat. Toate fețele triunghiuri echilaterale. Cam asta am făcut. Da. Da. Oprim fișierul ăsta.